Lăudăm pe Dumnezeu în această dimineață, Creatorul nostru, pentru o nouă zi, o zi de sabat, o zi frumoasă, o zi de har, o zi făcută pentru noi, special. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, veni să ne bucurăm și să ne veselim în ea. În același timp poate să fie o zi de vești bune, o zi de eliberare. Nu. Să nu uităm că ori de câte ori ne confruntăm cu cuvântul lui Dumnezeu, El este prezent, Domnul Iisus, care e cuvântul, este gata să elibereze oameni, este gata să facă minuni. A venit și în Nazaret, în locurile unde fusese crescut, n-a putut să facă mare lucru. Și a rămas foarte mirat, excepționat și trist pentru faptul că n-a găsit credință acolo. Deși era acolo, prezent, ca să elibereze oameni, n-a putut să facă decât câteva minuni. De aceea sperăm să facă mai multe minuni în locul acesta, pentru că ne așezăm de bunăvoie cu o credință inteligentă într-un loc în care El se poate să opereze în viața noastră. Într-un mod conștient, cu credință, putem în aceste momente să nu ascultăm doar formal cuvântul lui Dumnezeu. L-am ascultat deseori, am fost în adunări și mulți dintre noi am trăit obiceiul neplăcut și destul de periculos să nu se întâmple nimic cu noi în urma ascultării. Dar nu e așa corect. Nu asta vrea Dumnezeu și nu asta poate Dumnezeu. Dumnezeu poate să schimbe oameni de fiecare dată. Când oamenii aceia vin dispuși în așa fel încât ei pot trăi minune după minune, nu doar o singură minune în viață. Minune după minune, ori de câte ori ascultă acest cuvânt minunat și plin de putere. De aceea, astăzi hai să-L lăsăm să facă mult mai mult decât a făcut vreodată în viața noastră. Sigur, niciunul nu ne putem deschide inima în dreptul celuilalt. Aceasta este vorba de o credință personală, de o deschidere personală, de o căutare personală și Dumnezeu va lucra. Avem un studiu valoros, nu doar pentru noi care suntem aici. Sperăm ca studiul să poată să ajungă la cât mai multe persoane în lumea aceasta, pentru că este valabil pentru orice om de pe pământ, pentru că discutăm despre pachetul soliilor lui Dumnezeu pentru vremea din urmă. Este vorba de planul lui Dumnezeu. Acest pachet de solii sunt legate între ele și ele acoperă un plan al lui Dumnezeu pe care îl are pentru noi. Este planul lui Dumnezeu pentru om care i l-a dat de la început. Este gândul lui Dumnezeu care l-a avut cu noi oamenii. Și din păcate acest gând al lui Dumnezeu a fost bruscat prin căderea în păcat, în așa fel încât omul, la toate capitolele acestea, închinarea la Dumnezeu, neprihănirea, relația cu El, sabatul, familia, locuința, educația, dieta și stilul de viață, lucrarea și misiunea, omul, când spunem a căzut în păcat, înseamnă că s-a depărtat de tot ce e aici. În așa fel încât omul în păcat face cu totul altceva decât este aici. Pe tabla aceasta avem expuse punctele esențiale din planul respectiv al lui Dumnezeu de viață pentru om. Plecând din Eden, am plecat nu doar din zona aceea geografică, am plecat din concepția lui Dumnezeu de viață. Ne-am îndepărtat de gândul lui Dumnezeu și de felul în care El a proiectat omul și viața. În așa fel încât astăzi, la orice alt capitol, un om rupt de Dumnezeu face altceva. Trăiește în afara planului Dumnezeu, ceea ce este imposibil, aș putea spune, pentru că nu există viață în afară de planul lui Dumnezeu. Suntem întreținuți doar pentru ca Dumnezeu să aibă timp, să folosească acel timp pentru ca să fim reîntorși la planul lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Era apelul pe care îl făcea Dumnezeu prin Apostolul Petru în ziua de Rusalii și care îl va face din nou. Reverberația Rusalilor va fi timpul din urmă. Luați acea târziu, pocăiți-vă și întoarceți-vă. Dar niciodată bisericile nu s-au gândit la ce să se întoarcă. În mare măsură, pocăința este un regret de anumite fapte
sau anumite lucruri urâte, odioase, care le-ai făcut în viață, oamenii uită că de fapt s-au îndepărtat de proiectul lui Dumnezeu, că întoarcerea e mai mult decât să te căiești de niște fapte urâte care le-ai făcut, sau gânduri murdare, sau alte acțiuni nepotrivite. De fapt, întoarcerea înseamnă mult mai mult, înseamnă întoarcerea vieții tale. Din toate perspectivele, în toate segmentele ei, pentru ca să fie așa cum a proiectat Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu există viață, fără Dumnezeu nu există un scop bun și adevărat, fără Dumnezeu nu există nimic bun. De aceea Dumnezeu spune că va trimite pe Cel care este rânduit mai dinainte să fie trimis, și anume pe Iisus Hristos, până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Am citat din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19 la 21. Vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Dumnezeu a plănuit că va face cerul nou și pământ nou în care va locui neprihănirea și va fi totul ca la început. Unii dintre oameni, foarte puțini, un procent extrem de mic, mi-e și greu să-l definesc cât e procentul ăsta de mic, îl cred pe Dumnezeu și încep să se întoarcă. Să se întoarcă la Dumnezeu, prin întoarcere la Dumnezeu înseamnă întoarcere la planul lui inițial. Dar cel mai mulți rămân pe din afară. De aceea Dumnezeu în timpul din urmă își trimite ultimele soli. Trebuie să fie tare importante aceste soli, pentru că sunt ultimele soli ale lui Dumnezeu. De ce are un pachet de soli? Pachetul solilor lui Dumnezeu este necesar pentru că în vremurile din urmă diavolul are și el un pachet întreg, un întreg arsenal al amăgirilor, pentru că toată lumea este prinsă din toate părțile de un plan diabolic, iar cel rău a dorit să se asigure că nimeni nu va scăpa. În așa fel încât pentru orice lucru de aici, pentru fiecare piesă a planului Dumnezeu, diavolul are o contrafacere. Diavolul schimbă totul. Dărâmă totul. Este plăcerea lui să strice ce a făcut Dumnezeu și să facă altceva în felul lui. În așa fel încât nu mai există închinare la Dumnezeu autentică. Să nu credeți că oricine zice ne închinăm la Dumnezeu înseamnă că neapărat au înțeles ce înseamnă închinarea la Dumnezeu. Până și acest cuvânt Dumnezeu este atât de misterios în mintea multora. Oamenii se gândesc la tot felul de lucruri. Nu, trinitate, panteism, tot felul de idei despre Dumnezeu. Dar nu e acel Dumnezeu pe care vorbește Scriptura. Închinarea, neprihănirea, relația cu Dumnezeu, totul așa a început acolo. Diavolul are un întreg arsenal și și l-a pus. Vorbim nu de ceva care va face, ci de ceva ce se întâmplă în timpul de față. Totul este mutilat, totul este schimbat. E asta înseamnă să deraiem total de la planul lui Dumnezeu, iar această deraiere ne costă eșecul, pierderea. Pierderea sufletelor, a vieții, a utilității, a misiunii, a oricărui lucru frumos. Familia asediată, educația mistificată, lucrarea și misiunea în viața oamenilor. Oamenii nu mai înțeleg la ce îi cheamă Dumnezeu, ce lucrare le-a dat, atât pe tărâm fizic, cât și din punct de vedere spiritual. Dieta și stilul de viață, ce să mai spunem în timpurile de față, locuința, iarăși unde sunt oamenii cantonași înghesuiți, sabatul, ce s-a ales din el și atacul furibund împotriva sabatului, dar toate să știți că sunt un pachet. Observați, am tras aceste săgeți că de fapt nu pot scoate piese. Piesele se potrivesc într-un anumit cadru, piesele se țin una de alta. Piesele sunt legate într-o legătură indisolubilă. Știu că oamenii vor sabatul să se pară de locuință. Numai că nu poți un sabat adevărat să vezi creația lui Dumnezeu decât în locul în care Dumnezeu a făcut lucrurile frumoase. Trebuie să vezi măreția lucrurilor lui Dumnezeu și să poți să spui din toată inima, te laud, Creatorule bun, pentru ceea ce ai făcut. Sigur, orice piesă am luat-o, nu poți să faci educație adevărată în mijlocul urbanismului. Nu, nu.
Nu poți face educație adevărată fără Dumnezeu, fără neprihănire, fără relația cu El, pentru că Dumnezeu e adevăratul învățător. Cum putem vorbi de știință dacă nu vorbim de Dumnezeu, care este autorul științei? Este, temerea de El este începutul înțelepciunii, începutul științei adevărate, nu? Luați orice familia, fără ce monstruozitate, familie fără Dumnezeu sau familie fără educație adevărată. În familia nu mai este centru de educație. Știți că îi dăm din fașă. Dar toate fac parte dintr-un plan. De-aia eșuăm. Și când eșuăm la un punct, să știți că de fapt nu eșuăm. Nu poți să eșua doar la un singur punct. De fapt lucrurile se țin între ele. E un plan inteligent, proiectat și bun. Pentru recuperarea noastră a fost proiectat pentru viața noastră. Am eșuat de la el. Și acum Dumnezeu spune, întorceți-vă și trimite ultimele solii. Am vremea din urmă, ultimele solii. Am să le citesc. Nu vom avea timp să luăm fiecare bucățică, dar înțelegând că sunt ultimele solii, ultimele strigări ale lui Dumnezeu pentru lume, pentru orice om care trăiește pe fața pământului, pentru toate popoarele, exact așa face referire, solia, asta înseamnă că ne vom apleca în timpul nostru, în liniștea căminului, în liniștea sufletului nostru și vom dori să înțelegem ce vrea Dumnezeu prin aceste solii. A doua Tesaloniceni 2:9. Arătarea omului fără de lege se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Toate amăgirile nelegiuirii și tot felul de semne, de puteri și minuni mincinoase. Toate amăgirile, tot ceea ce mintea lui sclipitoare, dar întoarsă spre rău, va putea inventa, să știți că s-a concretizat într-un plan. Are și el un plan, e planul de lovitură pentru timpul din urmă. Nu-i nimic la voia întâmplării, e totul bine premeditat, e totul bine orchestrat, regizat, ca să nu scape nimeni. În așa fel încât din toate părțile să te prindă, să-ți distrugă familia, să-ți distrugă educația copiilor, să n-aibă timp familia de educație, să n-aibă timp de relație, de închinare la Dumnezeu, să-ți pervertească lucrarea și misiunea vieții pentru care Dumnezeu te-a făcut, să strice stilul de viață și implicit dieta, locuința, să fie într-un loc total nepotrivit, în așa fel încât să-ți distrugă și sănătatea, să-ți distrugă și copiii prin influențele poluate moral, să-ți distrugă viața în întregime spiritualitatea, sabatul să fie o formă goală dacă îl descoperi și să fie cu totul altceva decât a vrut Dumnezeu, în așa fel încât din toate punctele de vedere să fii falit, să fii pierdut, să fii prins cu toate amăgirile nelegiuirii. Apocalipsa 18:2, vom investiga această solie într-un mod special, puțin mai târziu. Și 3. Este un înger puternic care va lumina pământul de slava lui. Asta înseamnă că toți oamenii vor vedea, vor auzi. El a strigat cu glas tare, a căzut. Babilonul cel mare a ajuns un locaș al demonilor. O închisoare a oricărui duh necurat. O închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Toate neamurile sunt îmbătate. Și atunci o să te întrebi. Și nimeni nu scapă, nimeni cu excepția celor care primesc pachetul solilor lui Dumnezeu. N-ai cum să scapi. Toate neamurile sunt văzute, amăgite, prinse, hipnotizate și ajung un locaș al demonilor. Demonii, sunt de toți demonii, oamenii ajung posedați. Posedați prin ce? Prin faptul că oamenii acceptă din toate punctele de vedere lucrarea demonilor în viața lor, pervertirea planului de salvare a lui Dumnezeu, pentru că în același timp acesta este plan de mântuire, este plan de salvare cu piesele lui, să știți. Aș vrea să citim contextul în care Dumnezeu
rostește soliile din Apocalips 14. Primele solii care le voi citi vor fi din Apocalipsa 14. Este vorba de întreita solie îngerească. Îngerii care avertizează lumea. Bineînțeles, vom înțelege că îngerii lucrează prin oameni, prin gurile oamenilor, dar ei lucrează. Am să iau de la Apocalips 13 pentru a vedea contextul. Pentru că trăim în momentul în care acest context se pregătește, începe să se contureze. Apoi am văzut, de la versetul 11, Apocalips 13, am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Fiarele sunt împărății în contextul explicațiilor pe care profetul Daniel și în cartea Apocalipsei scrisă de Ioan ni se spune. O altă fiară, o națiune care se ridică, care avea două coarne, ca unui miel. Deci un caracter de inocență, dar vorbea ca un balaur, un miel, mielușel de-abia behă și atât de delicat. Nu, asta înseamnă o națiune puternică care se ridică pe arena lumii în timpul din urmă, care la început vorbește atât de delicat și reprezintă întruchiparea inocenței și a bunăvoinței. Eu nu știu în toată istoria lumii în timpul din urmă să se ridice o altă națiune puternică cu un caracter inocent decât America, care a fost inocentă, țara libertății de conștiință, și toți refugiații, și toți prigoniții, și toți oropsiții, și oricine dorea să aibă o viață liniștită, te duce acolo pentru că este țara libertății. Este atâta inocență. Dar ni se spune, profeția spune că această împărăție va vorbi ca un balaur. Balaurul este imaginea diavolului, a unui, nu, ceva înspăimântător, ceva care balaurul te înghite. Nu, și începe să vorbească ca un balaur. În lumea noastră devine o putere despotică care începe să prigonească și să pregătească un drum, o cale pentru ultimele piese ale planului diavolului. Și citim, săvârșea, ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei. Este vorba de o fiară care fusese răpusă și care a chinuit pe sfinți. 1260 de ani, asta înseamnă papalitatea, cu toate impunerile, cu Evul Mediu întunecat, cu milioanele de martiri, cu persecuția acerbă, care primise o rană. Ea avea aceeași putere, undeva în spatele ei există aceeași putere. Și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Și observăm că papalitatea prinde putere. Deja din nou toți împărații pământului sunt vizitați, deja toți împărații pământului se pleacă, îi aduc omagii și îi recunosc tot mai mult autoritatea și rolul dominant în lumea aceasta, este invitată peste tot. Nu, ea urma să lucrează cu aceeași putere, deci în spatele ei aceeași putere și urmează ca să faciliteze închinarea tuturor oamenilor de pe planetă acestei fiare din tâi. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Este vorba de atâtea miracole, de icoane făcătoare de minuni, de locuri în care Maria, chipurile se arată și sunt vindecați oamenii. Și de aici încoace tot mai mult și mai mult vor urma tot felul de semne și minuni pentru ca să, neavând o autoritate scripturistică, o autoritate biblică, va apela la miracole, pentru că oamenii sunt avizi după minuni. Vrem să vedem minuni întotdeauna. A fost aproape un standard, ca și când minunile întotdeauna ar însemna proveniență divină. Dar în timpul din urmă, diavolul va lucra cu cele mai multe minuni și Dumnezeu va face. Dar minunea lui va avea o pecete specială, transformarea oamenilor. Aceasta va fi cea mai mare minune. Ea a zis, această fiară, a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, o imagine, care avea rana de sabie și treia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu vor, nu se vor închina icoanei fiarei. Asta înseamnă că trebuie să nu fie doar o doctrină seacă. Această doctrină trebuie să capete o imagine vorbitoare, iar pentru ca
lucrurile care țin de religie să fie impuse, trebuie neapărat o unire cu puterea cea tare a statului. Religia trebuie să se unească cu statul și trebuie să apeleze la puterea statului pentru ca să facă, să vorbească. Iar când vorbește statul, vorbește prin decrete și legi, să se închine toți și să facă și a făcut. Și a făcut, asta înseamnă că vrem, nu vrem, va fi realizabil lucrul acesta și se lucrează la el. A făcut ca toți, mici și mari, copii și adulți, bogați și săraci, slobozi și robi. Asta arată că și în timpul de față încă există sclavie. Și există, să știți, și în țările presupus culte și ieșite din obscurantism, care luptă pentru libertate, se cumpără și se vând sclavi. Sclavi, sclavi, care n-au niciun drept. Și să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numelui ei. Cum vor putea oamenii să fie controlați atât de rigid? Când oamenii sunt răspândiți peste tot, cum să nu te lasă să cumperi dacă mai ai un bănuț în buzunar? Că îl poți da pe furiș în stânga și în dreapta, vor face ca să nu mai ai niciun bănuț în buzunar. Vor face să existe un control destul de rigid. Nu mă hazardez și nu intru în detalii. Urmează să vedem cum banii lichizi vor dispărea în așa fel încât să nu mai poți cumpăra sau vinde. Deci va fi controlată orice tranzacție financiară de pe planeta aceasta. Nu vei mai putea să faci un bine dând un ban. Nu va mai exista parte privată. Poșeta ta, portofelul tău nu va mai fi o chestiune privată. Orice tranzacție va fi înlesnită de ei și va fi cunoscută de ei și va fi acceptată sau refuzată în cazul în care nu primești semnul. Nu accepti autoritatea legilor lor, care vor fi, bineînțeles, împotriva lui Dumnezeu. Se pregătesc lucrurile acestea. Omenirea nu are timp să se gândească. Știți, trebuie să mai alergăm, să muncim, să tragem tare, să mai facem una și alta, dar către așa ceva se merge și numai Dumnezeu știe cât de curând lucrurile acestea se vor monta. Și a făcut, să știți. Și când un cuvânt al lui Dumnezeu spune că se face ceva, profetul a văzut lucrurile acestea împlinite. Și este foarte posibil să le vedem, eu cred că o să le vedem. Suntem generația care vom apuca să vedem dispariția banilor și încorsetarea, dominarea strictă, controlarea strictă și rigidă în orice departament și sector al vieții, a fiecărui om de pe planetă. Nu în așa fel încât mici și mari, sloboși și robi, n-au dreptul să cumpere sau să vândă decât dacă sunt înscriși, dacă sunt înregimentați de acord cu fiara. Aici înțelepciunea cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, deci în vârful acestei instituții trebuie să fie un om și numărul ei este 666, este imperfecțiunea, este ridicarea omenescului. Cifra 7 este cifra lui Dumnezeu, este perfecțiunea lui Dumnezeu, este ziua 7-a. Nu, care a sărbătorit. În ziua așa s-a fost făcut omul. Iar omul vrea închinare la sine. Omul sub șoapta demonică a celui rău care i-a fost pusă încă din paradis, vezi fi ca Dumnezeu, omul dorește să ridice, să ia locul lui Dumnezeu și va pretinde închinare. Va cere închinare și va obliga pe oameni să se închină și va forța pe oameni să facă lucrul acesta. Sigur, sub un astfel de tablou începem să ne gândim sumbru, fețele noastre se întristează, va fi ceva greu. Inimaginabil, lumea n-a trecut prin așa ceva. Ceea ce urmează să se întâmple nu are corespondent în istorie. Avem lecții din istorie, din timpul trecut, dar corespondent perfect nu există, pentru că așa ceva nu s-a făcut vreodată. E ultima lovitură pe care diavolul a pregătit-o asupra întregului planului Dumnezeu și să știți că va avea succes într-o mare măsură cu foarte mulți oameni, în așa fel încât se spune că a căzut Babilonul și toate neamurile au băut. Au ajuns în locaș al demonilor. Lumea se va împărți. Ei, în acest climat, în această stare, având în vedere exact lucrurile acestea, amăgirile care dospesc și deja se întâmplă, la toate sectoarele se lucrează, să știți, se lucrează inteligent, nu-i vorba de întâmplări.
Sunt planuri făcute pe care oameni diabolici conduși direct de satană le pun în aplicație. O întreagă agenție a răului lucrează. Într-un astfel de context, Dumnezeu, să nu credeți că tace sau privește pasiv ceea ce se întâmplă. Dumnezeu trimite cele mai solemne solii care au răsunat vreodată în lumea aceasta. Și aș vrea să le citesc. Sunt solemne, sunt serioase, interesează orice om de pe planetă, pentru că orice om de pe planetă, mari și mici, bogați și sărași, vor fi forțați de fiară. Dar în același timp Dumnezeu le vorbește tuturor oamenilor și pune în fața unei mari alegeri. Apocalipsa 14 cu 1. Întrebam, va scăpa cineva de un plan așa de diabolic? În cartea aceasta se vede că vor scăpa. Nu-s mulți, dar vor scăpa. Oameni neîntinați și neatinși. Oameni care vor fi într-o astfel de vreme intangibili, în ciuda presiunilor care se vor face. I-a văzut, apoi m-am uitat și iată că mielul, adică Iisus, Domnul Iisus Hristos, el a fost mielul, stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Nu sunt trei nume, observați, e vorba de numele Fiului Dumnezeu și este vorba de numele Tatălui, adică singurul Dumnezeu adevărat. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Având scris, asta înseamnă că închinarea nu este doar o chestiune de exercițiu și de formalism. E vorba de ceva înscris în ființa umană. În sediul voinței, lobul frontal este sediul moralității și al voinței. E vorba de înscrierea mai mult numele lui Dumnezeu și numele lui Iisus Hristos, pentru că Iisus poartă numele Tatălui Său propriu zis. Pentru că e Fiul lui Dumnezeu. Înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este caracterul său, iar înscrierea pe frunte înseamnă impregnarea asupra oamenilor în sediu cel mai sfânt, locul în care Dumnezeu comunică cu oamenii. Aici este. Aici se va impregna în viața acestor oameni, nu? În mintea și în inima acestor oameni vor fi scrise legile divine. Caracterul lui Dumnezeu va fi scris. I-a văzut și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor, viori. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea, în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, aici este imaginea simbolică a faptului că n-au primit învățături false. Femeia este o imagine pentru biserică. O femeie curată este biserica lui Hristos. O femeie prostituată este imaginea unei biserici false, apostaziate, care l-a trădat pe Dumnezeu. Sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni. Identitatea lor este arătată. Ei vin dintre oameni. Au o experiență cu totul deosebită pentru că ei cântă o cântare personală a experiențelor lor, trecând prin cele mai nenorocite vremuri, vremuri care au fost în capitolul 13 din Apocalipsă. Uneori capitolele ne încurcă, ne ajută să ne găsim versetele, dar uneori le separăm de ele. Să știți că n-au fost scrise, Biblia a fost scrisă pe capitole și versete, au fost scrisori, spre exemplu o scrisoare întreagă. Cartea aceasta a fost o carte scrisă, așa că Apocalipsa 13 cu 14 sunt legate. Acești oameni sunt exact singurii oameni care traversează timpul din urmă și rămân neprinși de toate amăgirile celui rău. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină, adică neprihăniți, înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și am văzut un alt înger, după ce îi vede, se întoarce din nou ca să explice cum au fost oamenii aceștia salvați, prin ce au fost salvați. Ei bine, au fost salvați prin soliile lui Dumnezeu. Ultimele solii au dat ascultare și crezare soliilor lui Dumnezeu. Care sunt acestea? Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Se vede că Dumnezeu îți va face temeinic lucrare.
nu va scăpa nimeni. E adevărat că și fiara spunea mici și mari, bogați și sărați, slobo și robi, toți. Și Dumnezeu de asemenea îi vizează pe toți. Pe toți. Fiara amenință, Dumnezeu vorbește cu putere. El zicea cu glas tare, acest înger care zbura cu o evanghelie veșnică. Cunoști tu o evanghelia? Ai înțeles evanghelia adevărată? Pentru că această evanghelie trebuie să ajungă la orice om. Sigur, dacă faci parte dintr-o biserică, presupui că o cunoști. Aceasta este o evanghelie veșnică. E destul de veche. Din câte se vede, ce mai știți că este veșnic? Ați auzit de un plan veșnic făcut de Dumnezeu? Ați auzit de o taină din veșnicii? Sigur. Nu credeți că e același lucru? E vorba de un plan făcut de Dumnezeu. Nu? E planul de răsalvare, e planul de răscumpărare, e planul de viață în același timp pentru om. Este exact ceea ce această evanghelie vizează, recuperarea omului din toate punctele de vedere. Să nu credeți că oamenii aceștia, care sunt recuperați, de fapt ați văzut descrierea, s-ați auzit descrierea. Sunt fără vină, mentinați, în gura lor nu s-a găsit minciună, sunt neprihăniți. Nu? Și nu sunt întinați cu învățăturile false ale Babilonului. Din toate punctele de vedere, ei sunt reîntorși la planul inițial al lui Dumnezeu. Asta înseamnă recuperare. Ei sunt răscumpărați. Din toate punctele de vedere, răscumpărați. Cum nu este o altă generație. Nu toate generațiile au reușit să înțeleagă planul lui Dumnezeu în detaliu. A fost întuneric. Mult întuneric semănat de diavol. Dar în timpul din urmă va fi lumină. Slava lui Dumnezeu va umple pământul. Așa scrie și așa va fi. El striga cu glas tare, acest înger care zbura cu evanghelia veșnică. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut observați legătura. Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Sigur, ne aducem aminte că există o poruncă specială. Adu-ți aminte de ziua sabatului, de ziua mea cea sfântă, de ziua șaptea. Nu altă zi, a apărut tot felul de teorie, acum e a opta, a noua sau poate cine știe ce zi. De ce? Pentru că e același plan de a deforma ideea despre sabatul lui Dumnezeu. E vorba de adu-ți aminte de Creator. Când îți aduci aminte într-un mod special sau ce zi este memorialul creațiunii, este ziua șaptea. Deci acest înger care zbura cu evanghelie prezintă oamenilor chemarea de a se închina adevăratului Dumnezeu. E cel ce a făcut. În Biblie nu găsim o trinitate. Trinitatea e în secolul 4. Nu există trinitate în Biblie. Niciodată credincioșii adevărați din Scriptură nu s-au închinat unei trinități. Nu s-au închinat nici unei esențe. Păgânii s-au închinat unei esențe care era și în ei, și în natură, și în orice. Acesta e panteismul. Trinitatea e deformarea personalității și identității lui Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu la închinare, la adevăratul Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, care e mai presus de toți și care este în toți. Singurul Dumnezeu adevărat. Închinarea, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Sigur, recunoașterea sabatului, locuința care trebuie să fie potrivită cu sabatul. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile. A adăpat. Este ca și când suntem toți ca niște animale. Adăparea, să știți că se face nu la oameni. Oamenii nu sunt adăpați. Asta înseamnă, cuvântul ne transmite ideea faptului că oamenii vor fi degradați foarte mult și vor fi tratați ca niște animale. Să știți? Și oamenii ajung să fie spălați pe creier și să piardă. Să piardă frumusețea gândirii pe care Dumnezeu le-a dat-o și această identitate care i-a făcut cu totul special.
Este planul lui Dumnezeu să ne facă tot mai, planul lui Satana să ne facă tot mai animalici. A căzut Babilonul cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Toate neamurile au băut, au fost adăpate. Cum? Educație, stil de viață. Ce crezi că picură în inima elevului și a studentului zi de zi? Știți ce picură? Vinul Babilonului, frații mei. Creștinii n-au nicio problemă că principiile educative nu-s divine. Că-s de fapt exact ceea ce modelează, formează și creează oamenii Babilonul. Cu concepții babiloniene, cu idei darwiniste, cu idei de selecție naturală, cu idei de tot felul, de etică de situație, cu tot ce vreți, nu cu principii divine. Picură, picură, ia dapă. Cum? Stilul de viață care transferă concepția, nu a Domnului Iisus, nu a Creatorului. Creatorul nu ne-a pus niciodată într-o zonă urbană. Știți cine a făcut zona urbană? Primul creator de cetăți a fost un rebel. Unul care a fugit departe de fața Domnului, creând ceva anti-Dumnezeu. A lepădat făgăduința restaurării Edenului și și-a găsit pe pământul acesta împlinire. Cain, primul zitor de care s-a înălțat pe sine și a dat numele primei cetăți, numele fiului său. N-a fost nimic de preamărirea lui Dumnezeu, ca și ziditorii Babelului, unei cetăți și mai mari, care urma cu un tur să ajungă până sus la cer, sfidându-L pe Dumnezeu să ne facem un nume mare. Orașul idolatrizează puterea omenească. Uite ce blocuri, uite ce clădiri impozante. Vă aduceți aminte că electrizează până și pe ucenici clădirea templului mare. Nu, asta e impresiona. Uite ce clădiri, uite ce zidiri, uite ce. Dar știți ce e acolo? Este imaginea de viață, concepția de viață nu a lui Dumnezeu. Din niciun punct de vedere nu este. Și prin stilul de viață, din zonele populate și prin sistemul educațional fals, toarnă vinul Babilonului în oameni, formându-i după modelul acesta în ceea ce privește concepția, în primul rând. Concepția, viziunea de viață, înțelegerea lucrurilor, a valorilor, din toate punctele de vedere. Apoi a urmat un alt înger, al treilea. Și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinurilor lor se suie sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoane ei și primește și... și oricine primește semnul numelui ei. Este cea mai drastică avertizare care există în Biblie. Nu există ceva mai zguduitor. Nicăieri nu se promite mânie fără har. Întotdeauna au căzut, au supărat pe Dumnezeu. Spune că desul Dumnezeu a fost întristat, dar întotdeauna s-a întors. Întotdeauna a mai existat posibilitatea. În timpul din urmă nu mai există posibilitatea. Oamenii vor face ultima alegere, decisivă alegere, în cunoștință de cauză. Nu sub imperiul neștiinței, ci în cunoștință de cauză datorită acestor solii. Și Dumnezeu spune, dacă vă alegeți fiara, veți fi separați de mine pentru totdeauna și fără mine nu există nimic. Nu puteți exista, nu puteți via, nu puteți trăi, nu puteți avea nimic bun. Dacă mă lepădați, mă lepădați cu tot ce însemn eu. E o avertizare solemnă pentru omenire. Sigur, fiara va țipa și ea va urla și ea va spune și ea că nu mai poți cumpăra sau vinde, ultima dată te va amenința cu ștergerea de pe pământ. Dar gândește-te bine de cine asculți. Deasupra unor oameni slabi care se coalizează sub puterea lui Satana există Dumnezeu care îți vorbește și îți spune ai grijă la cine te închini. Este observat, soliile lui Dumnezeu au foarte mult de a face cu închinarea.
Închinarea are de face cu sabatul, închinarea are foarte mult de a face cu familia care ar trebui să fie centru de închinare, are de face cu educația, lucrarea și misiunea noastră ar fi tot să promovăm același lucru. Stilul nostru de viață ar trebui să fie un stil de viață care are de-a face cu închinarea la Dumnezeu, inclusiv dieta, să știți. Foarte mult va influența închinarea la Dumnezeu. Și locuința noastră ne va ajuta foarte mult ca să putem să aparținem lui Dumnezeu. Decât creatorului de cetăți, Babilon a umplut lumea de cetăți. Așa scrie. În esență, întreita solie prezintă chemarea lui Dumnezeu pentru oameni de la închinarea falsă la adevărata închinare. Prin închinare falsă înțeleg și închinare la sine, la eu, închinare la bani, închinare la idei false, la Dumnezei falși. Închinarea la singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul Creator, care a făcut toate lucrurile prin Fiul Său. Toate aceste solii, partea finală a întreitei solii, versetul 12 în Apocalipsi, este aici răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Versetul 14, ca să vedeți cam unde e plasată solia aceasta, și apoi m-am uitat și iată un nor alb. Anticipați cam ce scrie, nu? Și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului, pe cap avea o cunună din aur, iar mâna o secere ascuțită pentru a segera pământul, recolta. Observați că după această solie este norul alb plasat. Revenirea lui Hristos în slavă, promisiunea cea mare, mă voi întoarce, voi veni și vă voi lua. Noi trăim în timpul întreitei solii îngerești, fiara își face piesele și aranjează ultimele lucruri pentru ultimul atac asupra întregii lumi. Dumnezeu își vestește soliile și aici se ridică un popor. Identitatea acestui popor este acela care păzește poruncile lui Dumnezeu prin singurul mod în care pot să fie păzite, credința lui Isus. Nu vă amăgiți! Sunt o grămadă de grupări religioase de formă adventistă care vorbesc de poruncile lui Dumnezeu, dar niciodată n-au înțeles că singura formă de păzire a poruncilor este credința lui Isus, credința care a avut-o Isus, acea credință care l-a dus la dependență atât de mare de Dumnezeu prin negarea sinelui, încât Dumnezeu să locuiască în el. Este credința în îngerul al treilea, credința care se vestește, e credința sfinților. Și poruncile lui Dumnezeu, pentru că există chiar și în adventism, o voce care tot mai mult distrug legea lui Dumnezeu. Aruncă în pulbere grupări dezidente sau într-un fel sau altul, fie legalism, fie distrugerea legii lui Dumnezeu. Auzi tot mai mult lucruri de genul acesta. Identitatea acestui popor aici este răbdarea sfinților. Sunt cei care i-a văzut pe marea de cristal biruitorii fiarei, care păzesc poruncile. Deci nu uita, dacă vrei să fii printre acei puțini, trebuie păzite poruncile lui Dumnezeu, inclusiv sabatul adevărat, poruncile lui Dumnezeu. Pe singura cale în care poate să fie făcut lucrul acesta, credința lui Isus. Isus a păzit poruncile, fariseii și evreii de pe vremurile aceea n-au păzit poruncile, cum nu sunt păzite nici astăzi, pentru că n-au înțeles niciodată caracterul sfânt al legii lui Dumnezeu și neputința personală. N-au înțeles slăbiciunea lor, că singura formă este să-L ai pe Hristos în tine, nădejdea slavei, pentru că Evanghelia este despre El. El e centrul Evangheliei. Romani 1:1-3, Evanghelia îl privește pe El, pe Iisus. În ce privește trupul, acesta e Iisus adevărat, e din seminția lui David. David spunea, păcat m-am zămisit, mama mea, urmașii lui David au fost slabi. În ce privește trupul? Ăsta a fost trupul care l-a luat Iisus. Un trup slab, cu tot ce implică un trup slab și degenerat de mii de ani. În ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, în acel trup a fost Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia privește ambele aspecte. Jumătate este că Iisus este Fiul lui David în ce privește trupul, cealaltă jumătate este să recunoști că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Trinitatea, bineînțeles, dărâmă această idee. Nu există Fiul, nu există Tatăl.
ca atare, nu există evanghelie veșnică care o duci, nu există misiune adevărată atâta timp când nu ai evanghelie adevărată. De ce este o criză de oameni în timpul de față? Iar Dumnezeu vrea în aceste vremuri să vestească prin voci de oameni, prin vocea unui popor, prin voci de tineri și chiar de copii, evanghelia veșnică, evanghelia curată tuturor oamenilor, pentru că oamenii au nevoie, pentru că altfel vor fi distruși de vinul Babilonului. Ultima solie, aș vrea să o citesc, este din Apocalipsa 18. Nu uitați, capitolul 13 și 14 le studiați-le. Desigur, în cele câteva minute. Nu avem timp să intrăm în detalii, acolo există foarte multă înțelepciune de la Dumnezeu și este exact ce ne trebuie pentru timpul din urmă. Acum voi citi din Apocalipsa 18, ultima solie înainte de distrugerea pământului. Poporul lui Dumnezeu este chemat afară din Babilon. Nu știu, ce vă se... când auziți Babilon? Ce vă spune lucrul acesta? Ce-i Babilonul? Vom vedea. O să ni se detalieze aici, pentru că sunt convins că foarte mulți avem confuzii. De fapt, chiar asta e Babilon. Orice confuzie vine din Babilon. Însemnătatea primară a cuvântului este confuzie. Apocalipsa 18. Voi citi până la versetul 24. Ce este Babilon? Și de unde ne cheamă Dumnezeu? Hai să înțelegem de unde vrea Dumnezeu să ne scoată. Pentru că va scoate oameni de acolo. Ceilalți urmează să se ducă de râpă cu Babilonul cu tot. Este ultima chemare a lui Dumnezeu. Să-i dăm atenție. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger. Erau cei trei îngeri care și-au vestit soliile. Acum vede un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Pământul urmează să fie luminat. Pământul ăsta întunecat, negură mare, acoperă popoarele, urmează să fie luminat. În așa fel încât fiecare om să știe ce are de decis, să știe ce va alege. E ultima alegere, e ultima selecție, e selecția finală. El a strigat cu glas tare, asta înseamnă într-un mod foarte clar, foarte răspicat, și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al demonilor. Babilonul înseamnă că este un loc în care sunt demoni. Sigur, demonii sunt spirite, sunt duhuri, pe care omul firesc nu-i vede, dar ei există, le vedem lucrarea. Lucrarea lor specială, lucrarea demonilor, știți unde se exercită, unde se dă cea mai mare bătălie? De ce? Cine a vrut să-și facă locașul aici? Cine a proiectat pe fiecare ființă în forma aceasta? Dumnezeu a proiectat ca fiecare ființă creată, Dumnezeu să locuiască în acea ființă, nu? Să o facă fericită și împlinită. Dumnezeu să fie în ei. Diavolul ce-a vrut? Mă voi sui? Voi fi ca Dumnezeu? Asta înseamnă că el dorește să ocupe locul care este destinat pentru Creator. Când se vorbește de locaș, Babilonul a ajuns un locaș al demonilor, se vorbește de mințile oamenilor care ajung să fie locuințe ale demonilor. Dar mințile au mentalități. Asta înseamnă că Babilonul este o mentalitate. O mentalitate de viață, o minte, o minte firească, o minte egocentrică, centrată pe sine, pentru că diavolul asta este esența ființei sale. Mă voi sui, mă voi înălța, voi fi. Este tot în jurul euului, e o minte firească. Ori de câte ori gândești în forma aceasta, să știi că nu faci decât să dai curs gândirii altcuiva. Unei alte minți, lumea e dominată datorită faptului că mintea le este plină cu concepția diavolului. A ajuns un locaș al demonilor, o închisoare oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile, mă înfioară lucrul acesta, generalitatea acestei profeții, toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei atât de mult și a extins învățăturile, mentalitatea, în așa fel încât toate neamurile sunt controlate de aceeași minte. Și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei, elemente ale Babilonului. Îți place risipa, nu? Ai grijă că e din Babilon. Nu fii un risipitor, pentru că nu o faci decât
datorită unei mentalități egocentrice care aruncă, care spulberă, care îi place să risipească. Nu asta e mintea lui Dumnezeu. Mintea lui Dumnezeu, să știți, deși Dumnezeu e atât de bogat, n-a risipit niciodată ceva. N-a risipit. Și în crearea omului n-a făcut risipă, deși a băgat cele mai bune materiale. Suntem creați perfect. Dintele n-are decât smalț. Cel mai scump material, cel mai dur material, nu-i tot făcut din smalț dentar. Este doar un înveliș tare pentru că atât era nevoie. Nu se face risipă niciodată, deși e atât de bogat și atât de darnic. Risipa desfătării, să ne desfătăm, să ne simțim bine, Babilon. Ori de câte ori așa ceva e minte, nu uita că faci parte din Babilon. Hai să vedem elementele Babilonului. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Deci se vede că poporul lui Dumnezeu este încă în Babilon, în mijlocul Babilonului. Și Dumnezeu ce face? Îl cheamă afară. Cine va ieși afară? Cine va asculta glasul? Va auzi glasul și va da curs chemării. De ce? Pentru că, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Părtași. Cât de repede ne împărtășim, cât de repede ne familiarizăm cu lumea. Câtă lume o fi, cât Babilon o fi în mintea noastră și în practica vieții noastre. Ieșirea din Babilon este în primul rând ieșirea din acea mentalitate, deși duce și la decizii pe plan fizic. Să nu credeți, când ai ieșit cu mintea, ai ieșit cu trupul. Dar în primul rând ieși cu mintea și nu există pasul acesta înlocuit cu altceva. Sunt unii care încearcă să iasă cu trupul, dar n-au ieșit cu mintea. Și toți sunt prinși. Cultivă încă mentalitatea Babilonilor unde s-ar duce. Poți să iasă din biserici apostaziate sau din orașe nenorocite, dar continuă să gândească ca Babilon. La fel. În primul rând trebuie să ieșim din mintea Babilonului, concepția demonică de viață. Și cum ieșim? Simplu, înțelegând planul lui Dumnezeu. Asta e concepția lui Dumnezeu și trebuie să avem o înțelegere clară ce înseamnă închinare, ce înseamnă neprihănire, ce înseamnă relații cu El, ce înseamnă familie, nu astăzi. Pentru că în curând și noțiunea e alterată, și definiția e alterată. Scopul familiei este dat peste cap. Nu înseamnă unirea doi oameni, două persoane. Nici măcar, chiar dacă vom zice o persoană, două persoane de sex diferit. Nu asta e definiția familiei lui Dumnezeu. Familia are un scop. Un scop ca să înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă salvarea, să fie nobilați cei doi, nu? Și în felul acesta cunoașterea de Dumnezeu să fie mai facilă, lecțiile de viață pe care Dumnezeu le... Dar asta e familia. Sigur, au fost deturnate înțelegerile, scopurile familiei, orice altceva este. Este, în general, viciu, plăcere, egocentrism, tot ce vrei. Și este familie. Unele supraviețuiesc, unele nu supraviețuiesc. Dar și dacă supraviețuiesc nu pe scopul lui Dumnezeu, precum Anania și Safira, tot pierdut sunt. Să înțeleg în rău. Să înțeleg în rău. Nu asta e familie, trebuie să înțelegem ce a vrut Dumnezeu la început și să ne întoarcem acolo. Suntem chemați să înțelegem familie, suntem chemați să înțelegem ce înseamnă educație, să nu mai picure spiritul papal în noi, să ne formeze ca oameni. Majoritatea predicatorilor, pastorilor, tuturor denominațiunilor sunt de fapt formați de școlile lumii acestea, de școlile papale. Nu-i de mirare că aceeași organizație, aceeași administrație, același spirit, ca și în papalitate, dacă te detașezi și vrei să gândești imparțial, fără patimă, dar în același timp destul de atent și clar, vei vedea că de fapt toate denominațiunile sunt la fel ca organizațiile lumești. Aceleași lucruri se fac, aceeași șefie, aceeași administrație, aceeași călcare în picioare a drepturilor, aceeași aroganță, același omenesc care se ridică peste tot, le vezi la fel. De ce? Te întreb de ce se repetă același lucru? Păi au aceeași origine, este... Unde au învățat ei? Ani de zile, cine i-a format pe ei? Cine? Până și bisericile, școlile teologice sunt tot de spiritul papal influențate. Până nu rupe educația. Nu rupi spiritul papal. Educația a fost exact ceea ce a făcut ca reforma să pornească pe timpul lui Luther. Școli în care să se predea Biblia ca temelie. Crucea lui Hristos la baza oricărei educații. Cunoașterea de Dumnezeu.
Știți ce, cum a fost contrareforma? Contrareforma a fost cu Ignațiu de Loyola, întemeitorul ordinului iezuit. Contrareforma a avut putere pentru că ei au făcut alte școli la care au chemat pe copiii protestanți și mai târziu toată educația protestantă a fost de fapt papală și a format exact după concepția papală. Și reforma a căzut. Oamenii care au luptat, bravii reformatori de pe vremuri, concepțiile lor au fost diminuate și astăzi avem de-a face cu un protestantism diluat care nu e altceva în esență decât papalitate și care dă mâna cu papalitatea. Și toți care au băut din vinul mâniei, curviei ei, nu vor face, pentru că au punctul de legătură. Punctul de legătură nu sunt niște pacturi scrise. Punctul de legătură e o mentalitate de viață care există și în el, și în biserica cealaltă, și în punctul celălalt, și în denominațiunea, și în gruparea cealaltă, și în dezidenții ceilalți, măcar că unul râde de celălalt sau l-acuză sau celălalt sau nu afirmă pretenții de neprihănire și de unicitate. Realitatea că îi unesc pe oameni. Copiii tuturor învață de la școlile lumii cu filozofia sceptică a Babilonului, învățând lucrurile acelea și, bineînțeles, dacă mintea e aceeași, toți sunt la fel. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit. De ce suntem chemați din Babilon? Pentru că va fi lovit cu urgii. Și păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Ce e Babilonul? Care sunt elementele centrale? Mă sperii. Ar trebui să ne speriem. Nu cumva. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși. Deci Babilonul te învață să te slăvești pe tine însuți. Unde, unde întâlnești slăvirea de sine? Întâlnești în lumea asta, în mod special. O întâlnești pe stradă, în aroganța, în felul în care oamenii se îmbracă, în felul în care oamenii își trăiesc viața, se etalează. Se scot în evidență. Dar nu doar acolo, întâlnești și în biserici. Nicio problemă. Bisericile pe cine? Noi, vino la noi, noi suntem singura biserică, noi avem tot adevărul, noi botezăm 1 milion pe an, sau mă rog, avem spitale, avem cutare. Și pe cine să lăvești când spui toate chestiile astea? N-aud numele lui Iisus Hristos, El e singurul, noi suntem nimic, El este totul. Nu. Bisericile se înalță pe sine, se zidesc pe sine însăși. Fiecare se protejează pe sine însăși. Nu trăiește pentru a-L descoperi pe Hristos oamenilor, ducând Evanghelia veșnică. Și de acolo te cheamă, omule. Dumnezeu te cheamă din Babilon. Și oriunde vezi mentalitatea Babilonului, acolo e Babilon, să știți. Nu pun punctul pe nimic. Un om, o organizație unde este acest element caracteristic, slăvirea de sine, e Babilon. Și pe cât s-a desfătat în risipă, e Babilon acolo. De acolo spune, ieșiți pentru că aia este locuința demonilor. E mentalitatea demonilor. Pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Ăsta e din nou Babilon, de unde ne cheamă. E siguranța bazată pe sine, pe banii care ai, pe organizațiile. De ce stau oamenii? Oamenii păcătoși din biserici. Că bisericile sunt pline de oameni neschimbați. Asta e realitatea. De ce stau ei în siguranță? De unde le vine siguranța asta fiind păcătoși? Cine le-a infuzat siguranța asta că pot să fie mântuiți și păcătoși, neschimbați? Ați auzit că îi trimite în sânul lui Avram, la locuri de verdeață, alții. Sau pastorii, ne vom întâlni pe Marea de Cristal, deși ar trebui să știe că omul a n-a birui păcatele. Am văzut atât de mulți oameni, o spun cu durere. Dar trebuie dezamorsată o rătăcire din mintea noastră. Nu ajung la locuri de verdeață. Oamenii care au trăit în păcat și care n-au acceptat eliberarea și izbăvirea, mântuirea pe care a adus-o, pe care prin Evanghelie ne este adusă. De unde e siguranța asta falsă? A Babilonului, ieșiți de acolo. Nu spune că ești într-o biserică și stai acolo și pentru că ești membru sau ești lucrător sau nu știu ce faci. Siguranța o găsești în Hristos, e singurul loc în care e siguranță. Siguranța o găsești în solia îngerului al treilea. Atât, nu există un alt loc sigur pe
pământul acesta. Nici o biserică, nici o denominațiune, nici o grupare religioasă. Singura siguranță este în Iisus Hristos. Dacă în El ți-este într-adevăr asigurarea ta, da, e o siguranță bună. Este o nădejde bună care nu va înșela. Dar dacă te bazezi pe orice alt lucru, bani, poziție, biserică, și cât de mult se bazezi, să știi că acolo este Babilonul și spune ieși, ieși din așa ceva. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, pentru că zice, sunt sigură și nu am să știu ce-i tânguirea, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci, ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Ar fi bine să înțelegem că lumea asta cu structura ei puternică, care domine, se pare că ce se pregătește este de, așa, imposibil de cucerit. Se pare că într-adevăr ating cerul. Se pare că într-adevăr dominația lor este fără posibilitate ca să mai scapi. Culmea, paradoxul este că Babilonul fizic, cetatea aceea de pe vremuri, a căzut într-o singură zi, în timp ce erau, chiar așa spuneau, benchetuiau în timp ce mezii și perșii stădeau la poartă. Pur și simplu ironizau ideea că ei pot să fie cuceriți sau li se poate. Și au spus, în cheful ăla nebun și în dezmățul lor, aduceți vasele de la templu să arătăm că și Dumnezeul Israel e inferior, să bem. Dar atunci mâna a scris, vă aduceți aminte în cartea lui Daniel acele cuvinte, cântărit, numărat și împărțit. Gata! La fel va scrie în timpul din urmă, nu? Cine-i sfânt să fie sfânt mai departe. Cine este întinat să se întineze mai departe. În timp ce oamenii se, în siguranța lor, se desfată. Dar într-o clipă va fi căderea. Să știți, lumea asta, cu tot ce e pe ea, cu toate asigurările ei, cu toată forța ei, cu toată inteligența ei, va cădea într-o singură zi. O singură zi se prăbușește tot sistemul ăsta. Și oricine e legat de el, și oricine are concepția lui, și oricine e întinat de sistemul ăsta, se duce odată cu el. Știți cât de repede a luat o piatră de moară îngerul și a aruncat-o cu viteză, cu forța aia, și s-a dus în mare. Cu așa viteză se va duce Babilonul la fund. Pregătește-ne să nu te duci, să nu fii legat. Că știi ce viteză vei lua. Îți va antrena oricine va fi legat cu viteză, se va duce și el la fund. Ai grijă să n-ai nimic, nicio iță, nicio legătură cu Babilonul, cu mentalitatea, cu stilul de viață, cu nimic din ce este al ei. Negustorii pământului, versetul, o plâng și o jelesc. Aici este iarăși de discutat. Ce-i Babilonul? Implică foarte mult și pe negustori. Nu doar împărații care fac legile și orchestrează ultimele lucruri ca să fie posibile ca papalitatea să-și impună scopurile. Și cu negustorii cumpără pe oameni. De ce? Pentru că stilul de viață contează foarte mult. Stilul de viață știe că-ți soarbe spiritualitatea și te distruge. Te distruge. De ce te face un locuitor acestui pământ? Îți distruge nădejdea de cer. Îți distruge credința. Pentru că credința te-ar trebui să vezi lucrurile acelea cu ca pe niște deșertăciuni nenorocite care nici nu există. Nici nu există. Sunt atât de trecătoare încât ai putea spune că nici nu sunt. Negustorii pământului o plâng și o jelesc. Să vezi ce jale. Ce jale pe acei care s-au învățat să tot viziteze magazinele mari. Și lumea aceea și stilul ăla de viață, știți? Te-ai învățat într-un anumit fel. Află că nu e stilul de viață rânduit de Dumnezeu, da? Nu este Eden. Nu de acolo, nu așa te-a învățat Dumnezeu să trăiești. Nu pentru asta te-a programat, nici să mănânci, nici să trăiești, nici să te îmbraci. Să trăiești pentru scopurile alea. Nu. Ala e Babilonul, să știi, în tine, în mine. Și trebuie să descoperim ce legături, pentru că se duce în curând. Dumnezeu ne avertizează, ieșiți, poporul meu, ieși poporul lui, înseamnă că ai auzit și ai făcut pasul. Ei plâng și jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Vedeți, totul e cuvântul ăsta magic. Marfa. Ce mai cumpărăm? Nu.
ce mai vindem, ce mai cumpărăm. Totul devine o marfă și mântuirea se transformă în o marfă. Vom vedea că și trupurile se vând și sufletele se vând. Marfă din aur și din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase, de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tiin, tot felul de vase, de fil, deci tot felul. Îți ia ochii, nu? Magazinul ăla hipnotizant, nu? Lumea când te duci în oraș, tânjești ca și copila lui Dumnezeu să te mai duci să faci o vizită. Mamă, spune copilul, lasă-ne să mai ne ducem să mai cumpărăm și noi. E grijă când te duci acolo. Știi unde te duci? Te duci și te confrunți cu mentalitatea aia nenorocită. Gândește-te bine, dar chiar ai nevoie de lucrul acela? Mai citește și Biblie și vezi care sunt nevoile reale ca să îți dea Dumnezeu adevărata cunoaștere și adevărata înțelegere. Tot felul, spunea, nu? Felurite, nici lemn foarte scump, din aramă, din fier, din marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia. Mirozne, puteți să spuneți, industria de cosmetice, puteți, aici intră tot felul exact în termenii vechi. Făceți-le traducerea și vedeți. Era învățat unde e crema mea, unde e spray-ul meu, unde este aftershave, unde este cutare, unde este, că avem truse întregi, știi? Serios, așa ne-a făcut Dumnezeu. Nu sunt un căpcăun îngust și bigot. Dar trebuie să facem bine diferența între necesități și nebunii. Desfătările și risipele care mai sunt pe deasupra nenorocite de tot și îți bagă tot felul de substanțe chimice ca să-ți distrugă și trupul. Și mintea și trupul. Tot felul de vase. Tot felul. Nici grâu, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele. Așa era pe timpul acela. Sunt mijloacele de transport, am zice astăzi, industria de automobile. Am zice, nici mașinile de tot felul. Negustorii plâng, țipă și șelesc. Știți, spune, unde-i mașinuța mea? Unde-i mașina aia care mă ducea la scară și mă... Aici nu-ți facilitezi, că n-ajungi cu ea la scară, serios. Te va prinde și cu aia, vezi de treabă. E învățat. Te va prinde cu taxe, te va prinde cu o grămadă de lucruri, te va prinde și te prinde cu dependențe și cu tot felul de lucruri. Ai grijă să nu fii legat de lucrurile astea, să ieși din mentalitatea aia că asta e indispensabilă. N-a fost milenii indispensabil. Milenii n-au alergat cu mașini. Și nici astăzi nu-l trece la lucruri indispensabile, deși pentru unii e clar, nu se poate muta, domnule, într-o zonă, e eliminatoriu punctul, pentru că nu ajunge cu mașina. Eliminatoriu e punctul că nu poți să trăiești credința cum trebuie, ăla ar trebui să te intereseze. Că-ți pierzi spiritualitatea într-un alt mediu, ăla e eliminatoriu, ar trebui să fie suficient de des încât să pleci într-o noapte cu hainele la spinare. Eliminatoriu, ce bine ar fi fost ca Lot să iasă din timp și să înțeleagă, nu? Ce să faci? Îi plâng! Nu cumva ești unul dintre aia care plâng și murmură, nu? Copiii noștri nu plângă. Ia-mi și mie, tată, dă-mi și mie, mamă, vreau și o cutare. A văzut la cine a văzut? La fiii Babilonului, sigur. Ia-i și lui la fel. Ăla are telefonul cutare, ăla nu știu ce altă inovație actuală, nu? De soft sau de nu știu ce. Ia-mi și mie, vreau și eu moda cutare, rochia babiloniană de acolo. Serios? Citește în cărți să vezi care e rochia creștină. Soră dragă, vezi ca nu cumva concepția ta să fie de la Babilon. Culori de la Babilon și modele de la Babilon. Pentru că urmează ca Babilonul să cadă și Dumnezeu strigă la copiii să ieși. Dacă ești tânăr, ieși cât mai auzi. Pentru că urmează să se ducă de râpă Babilonul. Nici căruțele, nici robii se vindeau oamenii, nici sufletele oamenilor, în traducerea revizuită spune nici trupurile, nici sufletele. Se vindeau marfă, se numea marfă, trup și suflet. Trupurile sunt industria de organe, industria de prostituție care este facilitată, dar sufletele cine o face marfă din suflete? Marfă din suflete, ce instituție vinde ceva de sufletele? Bisericile fac, sigur, comerț. Mântuirea cade bănuțul și ți-ai luat binecuvântarea. Prin apartenență, prin bani,
Cumperi siguranța Babilonului. Dar știți că Babilon nu e sigur. Pare sigur. Pare întemeiat atât sunt biserici puternice care îți garantează, le vezi că sunt imperii eclesiastice. Nu îți garantează decât Iisus. Dacă chiar îl cunoști și ai legătură cu el și l-ai lăsat să fie în tine, cu adevărat acolo e sigur. E împărăția lui și aia nu se clatină. Dar orice altceva se duce, se va clătina tot ce poate să fie clătinat. De aceea, ieși din Babilon. Ieși unde se face comerț cu sufletele oamenilor. Unde oamenilor se vinde siguranță contra bani și apartenență. Ăla e Babilon. El vinde așa ceva și face. Nu se vinde siguranța. Siguranța se acceptă prin credință. Nu. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei vor sta departe de ea de frica chinului, vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. E scris. Și cerul și pământul pot să treacă, dar cuvintele mele, spunea Iisus, nu vor trece. Se duc toate de râp, așa că evaluează-le corect în timp. Nu-ți vinde sufletul pentru ele, pentru că într-o clipă se vor duce. Asta nu este posibilitate. Sigur se duc. Sigur se duc, așa că nu te mai căzni. Nu te mai chinui. Nu spune mintea și talentele ca să câștigi. Asta ne spune Biblia. Nu te chinui să te îmbogățești. Și toți cârmacii, știți că e o meserie foarte bună, toți cei ce merg cu corabia pe mare, mare e lumea, ăștia care fac transferul. Dacă nu găsești o altă slujbă, tot găsești tirist, șofer pe undeva, nu la firme, să cară, marfa, de toate felurile, nu contează ce. Marinarii și cei ce câștigă din mare stăteau departe. Și când au văzut fumul arderii, ei strigau, care era cetatea, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau și țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare al cărui belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Asta înseamnă din nou Babilon. Am văzut oameni creștini care se lamentează când ceva din ustensile Babilonului le lipsesc. Și tu suferi când îți lipsește un articol babilonian. Nu-ți imaginezi viața fără el, că uite, sunt aici foarte mulți. Deci vor arunca țărână. Ai putea să te încadrezi? Aș putea să mă încadrez dacă chiar simt lipsă după lucrurile acelea. Ar trebui să simțim lipsă și foame după neprihănire, după Hristos. Îl pierdem, pierdem caracter, pierdem valori adevărate, pierdem timp de educație pentru copii. Să duce, aia nu ne pare rău, nu ne pune-mi țărână în cap. N-am văzut oameni să-și pună țărână în cap și să zică că mi-a trecut timpul și nu l-am educat. Uite, nu i-am înfiripat dorința de a fi misionar, de a avea un caracter adevărat. N-am lucrat la timpul respectiv să-ți pui țărână în cap. Plângi că nu mai cu tare, nu-ți mai permiți cu tare, nu? De-aia plângi. Ar trebui să te vezi. Bucură-te de-aia cerurile! Bucurați-vă și voi sfinților, apostolilor și prorocilor! V-ați întristat că o să cadă Babilonul. Să duc toate. V-ați întristat, nu? Știți ce ne spune? Dacă suntem sfinți, ar trebui să te bucuri că se duce lumea aceasta, nu oameni. Ar trebui să înțelegem ce înseamnă lumea, concepția asta nenorocită. Este mistificarea planului Dumnezeu. Este ceea ce a distrus omenirea. Să te bucuri că va cădea sistemul ăsta de amăgire. Că se duce atâta înșelăciune pe care nu o poți opri. Nu o poți opri decât Dumnezeu atunci va face judecată. Și va trebui să te bucuri. Să te bucuri pentru că a amăgit și a distrus lumea cu falsitate. Cu atâta minciună. Cu sistemul ăsta de înșelăciune. Bucurați-vă că va cădea într-o zi. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Aș vrea să citesc. Și lumina lămpii, versetul 23, nu va mai lumina în tine și nu se va auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo, ce am citit până acum, aș vrea să fiți foarte atenți, ce legătură, m-am înspăimântat când am reușit să înțeleg versetul acesta în context, m-am înspăimântat.
De ce? Pentru că niciodată nu facem relația cu acest verset. Pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor care au fost junghiați pe pământ. Dar ce legătură are faptul că accept chestia asta cu negustorii pământului, cu felurite lucruri? E, acolo a fost găsit. Știți cum este posibilă în timpul din urmă să se calce în picioare orice dreptate? Să fie acuzați cei mai nobili oameni de pe fața pământului? Să fie acuzați să li se taie drepturile? Să fie scoși pe sub scutul legilor și într-o bună zi să se fie huiduit și declarat că trebuie să moară? La fel este posibil cum a fost posibil și în alte timpuri când râdeau în arene. Când li se dădea o țuică și doreau violență și doreau distracții și doreau plăcere. Ăla era spiritul care a făcut posibil ca să fie martirii. Cum a fost posibil ca Iisus Hristos cel neprihănit să fie omorât într-un popor care spunea? Pentru că poporul ăla se stricase și devenise lumesc. Babilonul îi inundase mintea. Erau iubitori de bani evrei, cum sunt și astăzi oamenii banilor. Și pe fondul ăsta, să știți, e posibil ca ultimul masacru să fie pregătit. Noaptea Sfântului Bartolomeu, reeditată. Așa că atunci când te slăvești pe tine însuți, când risipești, când cumperi de toate și arunci, te faci babilonian și asta este exact fondul potrivit ca să râzi și să trădezi pe oamenii adevărați. Cum va fi posibil să trădeze frate pe frate? Ăsta e fondul. Devenind un om al Babilonului, e legat. Slăvirea de sine înseamnă nu mă mai interesează, nici nu știi că cu cât cultivi mai mult sinele, nu-ți mai pasă de celălalt. Și într-o bună zi vei spune la moarte cu el, cum au strigat și evrei. Va striga lumea întreagă, dar ceea ce îi pregătește este stilul de viață al Babilonului, să știți, pentru lucrul acesta. Ți se pare o asociere ciudată, dar este, asta făceau și romanii, în arenele romane asta făceau. Erau dornici de violență, de distracție, sub influența alcoolului și o societate care... Citiți cum era Roma, Roma antică. Citiți istoria, desfriu, mâncarea peste măsură, își băgau pene pe gât ca să regurgiteze și să mai mănânce încă o dată. Ca acum, știți, cât mai mult. Și la urmă, jumate beți cu conștiința tranquilizată, vrem sânge, vrem creștinii să-i vedem la lei. Exact asta, lumea se pregătește, problema e și tu, lumea. Ieșiți, este chemarea lui Dumnezeu. Se iese din organizații corupte și viciate care devin Babilon, se iese din educație lumească, care este Babilon, se iese din stilul de viață al oamenilor, din orașele populate, dar și din stilul asta de viață. Nu înseamnă că duci Babilonul în altă parte. Te întorci la Eden, locuința lui Dumnezeu, unde poți să păzești un sabat adevărat, unde în primul rând vrei să te închini lui Dumnezeu, Creatorului, vrei să cultivi relația cu El și vrei să fii un om neprihănit, unde să duci o viață cu familia spre slava lui Dumnezeu ca adevărați închinători, unde să educi copiii în simplitate, dar pe adevăratele valori cu minți puternice, clădite pe Dumnezeu, care să-i pregătească pentru lucrare. I-a dat primul om, i-a dat lucrarea pământului, cea mai înnobilatoare muncă, dacă o înțelegi, pentru că ai de-a face cu creația lui Dumnezeu, cu minunile creației care te înțelege, nu-i vorba de agricultura brută care se practică, ci vorba de a înțelege lecțiile și ți-a dat misiunea ca să duci mai departe adevărurile acestea întregii lumi. Acolo e posibil doar aici, o locuință potrivită este potrivită. O dietă și un stil de viață adevărat, pentru că în curând murim otrăviți. De aceea spune ieșiți de în Babilon, că muriți și din punct de vedere spiritual, vi se distrug și trupurile sistematic, a luat măsuri ca nimic să nu scape. De aceea totul este un plan, interacționează. Nu poți dietă și stil de viață edenic în timp ce ești la oraș. De ce? Pentru că nu poți acolo. Ești dependent de sistem, trebuie să mănânci ce-ți dau ei. Dar în același timp e problema că nu poți să faci nici educația copiilor. Copiii văd imaginile. Luați o piesă, distrugeți o piesă din planul lui Dumnezeu și vedeți dacă mai funcționează. Am încercat din toate punctele de vedere. O să vedeți corelații strânse cu cât veți gândi mai mult. E un plan, e un proiect și e făcut de cineva care nu greșește. De aceea Dumnezeu să ne ajute să putem să dăm...
să dăm ascultare soliilor lui Dumnezeu, să reevaluăm cuvântul Său și să fim aceia care vor accepta ultimele solii de har al lui Dumnezeu, ultima chemare a lui Dumnezeu, de a fi de partea Lui, de a fi acel popor care nu s-a întinat, acel popor neprihănit, acel popor pe care Dumnezeu îl va folosi. Cum credeți că te poate folosi când ești întinat de Babilon? Cum vei putea spune tu ieșiți afară? Că să știți, ieșiți afară din Babilon nu este strigată de un înger, de un înger care vorbește prin gurile oamenilor. Cum cine va putea să strige această solie finalmente, ieșiți afară din Babilon dacă el e corupt de spiritul Babilonului? Și să explice că asta nu este ceva mistic, o solie mistică, e foarte practică. E foarte practică, decât acela care este din toate punctele de vedere, care are mentalitatea lui Dumnezeu, mintea lui Hristos, care l-a făcut să fie neatins de lumea aceasta. Dumnezeu să ne ajute să ne închinăm Creatorul, să înțelegem la ce ne cheamă și să ocupăm o poziție nobilă în timpul acesta când lumea este atât de coruptă. Să fim acel popor deosebit, acei oameni salvați pe care i-a văzut în Apocalipsa 14 cu o experiență deosebită, cântând cântarea de laudă, o cântare pe care nimeni altcineva nu putea cânta, pentru că nimeni altcineva nu a trăit în astfel de împrejurări critice și nenorocite. Vreau să fiu. Vrei să fii și tu? Te gândești să fii foarte serios în direcția aceasta? Atunci ascultă de soliile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la toți. Amin. Amin.